activitatea m-am început-o de mic, având bucuria asupra costumului tradițional și cumva am ajuns să încerc să îi descoper tainele. Și descoperindu-i tainele în urma unei facultăți, a unui master, a unui doctorat, lucrând la un muzeu, am încercat să văd de ce erau atât de diferite costumele tradiționale și de ce fiecare zonă, fiecare sat, fiecare epocă are povestea ei în costum și nu numai. Pentru că costumul era doar o fațadă a unei mentalități și a unui mod de a fi al lumii tradiționale. Întrebarea vine permanent. Suntem autentici sau nu? Suntem adevărați sau nu? Cum erau adevărați cei care au făurit unele piese de costum, unele piese de mobilier? Răspunsul e că toate au avut o devenire. O devenire la care suntem și noi astăzi părtași. Suntem părtași pentru că lumea vie, are mode și uh, își exprimă povestea proprie prin aceste mici povestioare. Cei de odinioară trăiau într-un tumul și într-o roată mult mai înceată. Și cumva anumite particularități se uh, duceau pe mai multe generații. Noi, astăzi, trăim într-o lume în care totul se schimbă foarte repede și e foarte greu să rămânem consecvenți unei povești. Unei povești și a unui stil. Un, a unui stil de a ne îmbrăca, a unui stil de a uh, trăi efectiv, pentru că traiul ne dă și nouă posibilitatea de. A fi cum vrem noi să fim. Dar să fim adevărați. De cele mai multe ori, lucrând la muzeu, sunt întrebați: uh, Această cămașă este autentică? Mă rog, unele din ele fiind cămăși din alea de Ucraina absolut oribile, uh, s-au realizat în China. Horror. Nu mai purtați din alea că sunt urâte și n-au niciun mesaj. Uh, n-au niciun mesaj, de ce? Pentru că nu sunt făcute pentru noi, nu ne reprezintă. Le luăm doar ca așa-i moda. Să încercăm totuși să ne descoperim o proprie calitate a lucrului pe care îl îmbrăcăm și să ne oferim o poveste. De exemplu, eu port costumul tradițional din plăcere, fără a-l considera, nu știu, uh, fală, outfit de, uh, nu știu, de a mă marketiza. Uh, îl port pentru că așa am prins în casă că îl purta bunica, bunicul, vecinii și consider că în el este înglobat acel mesaj identitar. Eu vin de la Câmpul Lung, port bandiță cu dihuri, chiar tare înfundat. Deci, dacă voi ați ști să citiți la nivelul celor de acum 100 de ani, ați ști foarte bine să mă încadrați. Îi bărbați, îi din Câmpul Lung, îi căsătorii cu poartă pălărie sau nu, deci ați putea să considerați această uh, marcă, îmbrăcămintea, uh, o poveste în sine. Uh, pe de altă parte, uh, vorbeam în mai uh, înainte de o întâmplare care cumva mi-a oferit o viziune foarte clară asupra ceea ce însemna autentic acum 100 de ani și ce este acum și cum se întâlnesc aceste două povești. Făceam teren în câmpul lung, mergeam să iau interviuri la oameni și mergând pe drum mă întâlnesc cu o bătrână, stătea la poartă, oarbă, dar cumva te recunoștea după voce și um, îi dau bună ziua, iar ea îmi răspunde, Mulțumesc dumitale bădiță Chiar dacă exista o diferență Între noi de vreo 70 de ani Ea mă considera bădiță Ea trăia în continuare adevărat În moda în care Ea a prins-o și Se raporta și la ceilalți La același nivel Eu eram omul nou Care și eu autentic Pentru că eram răspunsul societății de atunci Care am salutat o simplă bătrână Această Nu știu Întâlnirea lumilor mi s-a părut permanent absolut grozavă și este absolut grozav că încă astăzi ne mai putem întâlni cu lumea veche. Mergând prin sate, având uneori acel răgaz de a ne asculta bunicii și poveștile lor despre cum era acum 50 de ani, cum au avut nunta, pentru ei este o mare bucurie pentru că își retrăiesc acele amintiri și putem să învățăm din acele amintiri că noul este bun, dar vechiul poate fi complementar și poate oferi o viziune de ansamblu asupra lumii de azi și a lumii de ieri. Pe de altă parte, avem și norocul de a avea destul de multe muzee prin preajmă. Mergeți la muzeu. Muzeul cei drept este o lume închisă și care a rămas așa, într-o capsulă a timpului. Dar văzând un muzeu, puteți să înțelegeți cum au trăit bunicii, străbunicii și uh, ce trai bun și simplu l-au avut în raport cu nevoile noastre de astăzi. Ei erau într-o rânduială. Totul era foarte bine așezat. Primăvara semănau vara se îngrijeau de cele semănate, toamna culegeau roadele, iarna își făceau treburile din casă și totul mergea într-o ciclicitate. Ciclicitate pe care noi astăzi nu o avem. Totul la noi foarte... ne măcinăm foarte repede. Pentru că avem nevoi. Avem nevoi care de cele mai multe ori nu sunt nevoile noastre primare. Și dacă ne luăm, de exemplu, o haină de firmă, absolut grozav, o avem, dar oare ne trebuia acea haină de firmă? Nu puteam să luăm acel tricou, la fel, din același tip de bumbac, fără brand, și să trăim mult mai simplu? Ba, da, dar, vedeți, lumea de astăzi... Cred că este construit astfel, într-o lume a consumerismului. Să aibă nevoie de brand, brand care, ce drept, există și în costumul meu, dar este un alt fel de brand, este un brand identitar. Pe când acel brand îi e o ștampilă pe care ți-o pune cineva și punct. Fără a avea emoții, fără a avea capacitatea de a coagula în, în tine sentimente autentice. Și de asta permanent îmi întreb uh, toți cunoscuții. Uh, ești autentic? Te consideri autentic? Ești adevărat? Pentru că o operă de artă autentică este o operă adevărată. Nu? Care răspunde unui uh, canon de realizare. A fost realizată de artistul respectiv în perioada respectivă cu anumite materiale. Deci este autentică. Noi suntem la fel de adevărați ca acel tablou, să ne încadrăm în propria noastră poveste, să fim mândri de ea și, nu în ultimul rând, să o considerăm parte constitutivă a vieții noastre. Pe de altă parte, mă mai gândeam la ceva. Mă mai gândeam că trăim în Bucovina și uh, trăim într-o zonă absolut minunată în care autenticul este la el acasă. Autenticul este la el acasă pentru că oamenii au fost de așa natură încât să fie puțin mai uh, conservatori, poate. Și avem norocul de a trăi niște... Uh, experiențe, dacă mergem pe sat, absolut uh, fabuloase. Pentru că lumea, încă se destăinuie, îți prezintă și se pune în scenă într-un anumit spectacol pe care, nu știu, un om de la București uh, l-ar înțelege, dar nu pe deplin. Pentru că nu poate fi partea acelui spectacol și a acelei lumi. Pe de altă parte, Bucovina mai are ceva pe lângă acești oameni absolut superbi care mențin ștafeta sus, are niște locuri minunate care te îndeamnă să fii așa cum au fost cei dinainte. Pentru că altfel, cred că am fi... Azi zice un cuvânt urât acum, din regat. Dar totuși am fost în Imperiu. <laughs> uh, și Imperiu a avut uh, binecuvântările lui. Și ne-a învățat foarte multe lucruri, mai ales în modul nostru de a fi, de a ne organiza, de a avea uh, cumva și o fală, și o mândrie, și un orgoliu, uh, uneori uh, care ne dă de suferit, dar supraviețuim până la urmă. A, sper că această poveste frumoasă în care suntem în seara asta să continue și cu a doua, și cu a treia, și cu a patra, și cu a cincea ediție. Să fie speaker din ce în ce mai buni. Și eu să fiu undeva prin sală și să văd ce se mai vorbește. Și nu doar despre autentic. Pentru că autenticul e doar o fațetă Poveștilor de zonă și a poveștilor în care putem să fim implicați. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fim autentici până la capăt, să fim conștienți de valoarea care există în noi și lângă noi. Să nu uităm, de exemplu, un lucru nu foarte bine știut de lumea largă. Pe lângă monumentele Bucovinei frumoase pe care le avem, Uh, cred că anul ăsta vom avea parte de o surpriză foarte plăcută. Uh, câteva cusătorese de cămăși uh, din zona Bucovinei sunt și vor fi protejate de UNESCO uh, ca patrimoniu imaterial. Pentru că avem patrimoniu ăsta material, din muzee, din colecții particulare de peste tot, dar pe de altă parte avem și un patrimoniu imaterial, de care ar trebui să fim conștienți. Femeile care cos, uh, ultimii cojocari din sate. Odată cu aceștia se va duce o lume și nu va mai avea posibilitatea de a o recrea, pentru că, de exemplu, la cojocărie, uh, ucenicia era foarte, foarte lungă stăteai câte, câte șase ani ucenic ca să înveți cum să coși. Erau niște, Sunt niște informații înmagazinate în acești oameni uh, care se vor pierde, pentru că având 70-80 de ani și n-având niciun ucenic, toată povestea se va termina. Iar UNESCO s-a gândit să protejeze acești oameni și să le ofere cumva... Uh, măcar la nivel declarativ, susținerea uh, sa. Și uh, acești oameni au fost incluși în, uh, într-un dosar, dosarul Cămășii cu Altiță, atât de în vogă Cămașa cu Altiță de azi, și aceste trei sau patru doamne vor fi protejate UNESCO. Gândiți-vă ce uh, fală pentru noi că în zona noastră există astfel de oameni care au și recunoaștere din partea unor foruri absolut grozave de asta vă spun că ar trebui să fim mai mândri de bucovina și să o avem permanent lângă noi vă mulțumesc